Ori lucrurile astea nu trebuie lăsate așa. Și tu, Mișu, va trebui să-ți găsești formula. Nu știu dacă o să încerci să dansezi, nu știu dacă o să poți fi urmărit cu sonorul închis, dar o formulă asta sunt convins că o să găsești. Să nu insist cu chestia asta. Să nu insisti. Da. Adică, Mișu, trebuie să ne arăți ce poți, acum să te vedem. Fiind acum un moment penibil, aș putea să bag un material filmat, se poate, mulțumesc. Cine n-a auzit de Cronica Crigotașilor? Evident, și evident că într-o bună perioadă, atunci când aveam mai mult timp liber, nu ca acum, eram și unul dintre telespectatorii fideli. Știu oameni care sunt fani aceste emisiuni, care nu o ratează, care și-o înregistrează, care urmăresc, dacă o ratează, urmăresc reluarea. E cea mai frumoasă emisiune și cea mai dragă mie. Eu consider că în valul ăsta de agramatism care ne învăluie pe toate rețelele de televiziune, o asemenea emisiune care în ultimă instanță nu face altceva decât să tragă un semnal de alarmă față de greșelile înspăimântătoare care se petrec pe micul ecran, este mai mult decât necesar. A pescui greșelile, defectele și a le pune în prim plan face parte din ce odinioară se numeau fabule. Scoteai în evidență defectele tocmai pentru a câștiga morala. Este singura emisiune din România care pune punctul pe i din toate punctele de vedere, îmbrăcând totul într-o tentă comică, haioasă, dar care spune lucrurilor pe nume. Un asemenea gen de emisiune are și pericolul lui. El poate reprezenta o tentație spre paranoia de succes și senzația de Dumnezeu. E foarte ușor să crezi că în acel moment tu guvernezi și decizi asupra lucrurilor corecte și perfecte din lumea televiziunii. Și așa ceva nu există. Toți sunteți supuși greșelii. Cronica este o emisiune care are foarte multe ingrediente, de toate pentru toți. Complexă, frumoasă, care a intrat, așa cum spuneam, și în sufletele oamenilor și nu cred că... Deci n-aveți cum să nu fiți, să continuați. Deci nu există și cred că marea majoritate a oamenilor care vă iubesc și vă urmăresc de ani de zile vor spune același lucru. Cronica Crigotașilor trebuie să continue. Toate pânzele sus. Și cred că în viață, sau mai bine zis, cred că viața este o cursă cu obstacole. Datoria noastră e de a găsi soluții și de a sări orice tip de obstacol, pentru că merită. Aș vrea să vă rog pe cei invitați aici în platou să-mi spuneți de ce nu ar trebui să continue Cronica Crigotașilor. Se pare că am uitat să pun problema așa, poate de la început. Și poate a apărut un pic că e o propagandă pentru continuarea emisiunii, dar vă garantez că eu această emisiune am făcut-o și în rolul acesta de moderator cu microfon în mână ca să mă lămuresc despre viitorul acestei emisiuni. De ce nu ar trebui făcută această emisiune? Nu ar trebui să continue dacă nu s-ar uita nimeni la ea. Nu ar trebui să continue dacă nu ar exista o logică a prezenței emisiunii în acea grilă. Nu ar trebui să continue dacă voi ați simțit nevoia permanentă de a vă cere scuze din 5-5 minute sau de a părea foarte afectați. Eu nu cred că am făcut emisiunea asta ca să-mi cer scuze pentru ceva. De ce s-a întâmplat de acum încolo. Vorbesc de edițiile viitoare. Da. Dacă veți avea această problemă în continuare de a... N-ai cum să nu fii afectat, asta este evident. Absolut. Dar dacă această problemă este vizibilă, atunci Cronica Crigotașilor nu va mai fi Cronica Crigotașilor. Lumea va percepe această atitudine a voastră. Eu sunt acționar la emisiunea asta. Da. Adică emisiunea asta nu este a lui Mișu. Eu n-am venit aici să ridic o sanale emisiunii Cronica Crigotașilor, am venit să o revendic. Ah, vreți să... Adică, după emisiune, la fel ca și mulți alți oameni, face parte din viața mea și n-am de gând să renunț la ea. Nimeni n-a pus întrebarea aici, pe care am văzut-o pe forumuri, să spunem, sau în discuții, sau eu știu, peste tot, sau aproape peste tot, mai pot face umor după momentul ăsta? Sau ei se mai pot hăhăi la televizor în timp ce colegul lor a făcut chestia asta? Dar nu văd legătura. Deci, în primul rând, că Șerban a făcut acest gest de onoare, de a se retrage, cel puțin un timp. Era evident că trebuia să-l facă și el l-a făcut. Nu văd legătura între ce i s-a întâmplat, nenorocirea care i s-a întâmplat lui Șerban și emisiunea și formatul emisiunii și ce vrea această emisiune, ce face această emisiune, ce impact are. Nu văd legătura. Dacă e să căutăm nod în papură, înseamnă că niciunul dintre voi, niciunul nu o să mai poată să facă în viața lui televiziune. Deci nu putem judeca în termenii ăștia. Statistic vorbind,
statistic vorbind, din așa zisele întrebări de pe forum, sunt atât de puține împotrivă, încât din punctul meu de vedere se cam încadrează marja de eroare. E ca și cum, deci emisiunea asta trebuie să continue, pentru că mulți dintre cei pe care îi știu eu că apar la televizor și alții care nu apar la televizor și stau în spatele unui ID de MES și au pretenția că emană cine știe ce principii măiastre, ăia se vor bucura teribil. E ca la școală, mi s-a întâmplat odată când eram mai mic să se fure catalogul. Și a fost mare bucurie că s-a furat catalogul. Să ne întoarcem totuși la emisiunea Cronica Cărcotașilor și la ultimul material filmat din această seară. M-am regăsit cu două momentele, cu două bulbe din două emisiuni, dar m-a distrat, indiferent de comentariul lor, m-a distrat pentru că până la urmă e o emisiune de seară, o emisiune care trebuie să ne relaxeze, nu să ne facă să dormim încruntați. Iată că aș fi putut apărea încă o dată. Atunci când m-ați luat în târbacă, în cărcoteală, chiar am făcut bâlbele alea, chiar am spus lucrurile alea. Dacă erau niște adevăruri, alea mă enervează pe mine. Dar dacă... și care e problema? Asta e. Eu am simțul umorului și nu sunt frustrată. Nu sunt și n-am să fiu niciodată. Dacă te pui în postura celui care a dat bâlba, parcă nu îți vine să te amuzi. Dar până la urmă, orice om greșește și e ușor să stai să critici. Bine, ei nu criticau, ei se amuzau, că așa este formatul emisiunii. Atenție, nu s-a născut în România emisiunea, s-a născut în altă parte. Ei n-au făcut decât să ducă un format mai departe și să-l ducă cu succes până acum. Vreau să spun chestii, pe bune îți spun și am spus peste tot. Mie îmi place emisiunea. Îmi place emisiunea că e veselă, e nebună. Personal m-am obișnuit cu această emisiune, aș vrea să continui emisiunea. Pentru mine, Cronica Cărcotașilor este o emisiune. Este o emisiune ca toate emisiunile. Rea, foarte rea, mai puțin rea, asta e. Și nu sunteți singuri. Deci nu puteți să vă făliți cu chestia asta, că în România sunt jumătate de emisiuni sunt rele. Emisiunea nu are scop destructiv, în primul rând. Are scop de a relaxa și iar face un pic mai atenți pe cei care apar la televizor, indiferent de postul pe care apar, indiferent de emisiunea în care apar, să fie mai atenți ca data viitoare să se controleze mai mult atunci când formulează o frază. Deci cine vrea să învețe ceva, învață. Cine nu vrea să învețe, nu învață. Emisiunea trebuie să continue pentru că emisiunea s-a născut de mult cu alte personaje și poate continua cu alte personaje. Dragii mei, eu zic că ar trebui să continue această emisiune. De ce să nu arătăm cu degetul? De ce? Care e problema? Oamenii care îi arătăm cu degetul, indiferent că-s eu, că-i ăla, că-i ăla, poate, uite, uitându-ne la voi, ne aducem aminte ce am făcut și ne corijăm. Tina Țopescu mi-a spus ceva în această scurtă pauză, mi-a spus că nu e bine că sunt numai materiale pozitive. Da. Îmi pare rău, dar la cei care ar fi zis și ăia și bat, nu am trimis pe nimeni. V-ați dus, da, că... v-ați dus și la prieteni, normal, v-ați gândit la oamenii cu care ați colaborat, adică... Nu, nu neapărat, că am fost și la colegi Oana de... Oana, ai avut ghinionul pe stradă să nu găsești și oameni, pentru că nu mai e credibil, deși știu că așa e, dar Cristina, eu vorbesc, știi la ce mă refer, Mișu. Eu știu foarte bine. M-am ocupat de ceva neobișnuit, am filmat pe stradă interviuri, ceea ce nu am făcut niciodată. Ea de obicei lipește afișe pe stradă, dar acum, iată, a luat și interviuri. La emisiunea asta m-am dezvoltat atât de mult, am început cu dansul, am făcut coreografia, am intrat în scenete, am făcut lucruri inedite. Greșeala a fost că ați trimis un personaj ca Oana, care, uitați-vă, și care face parte din cronică. Trebuia un reporter oarecare, uite, de la noi, de la știri, trebuia să... Materialele pe care trebuia să ni le prezinte Hrubaru, nu ni le-a adus, nu știu de ce. Da, și mai e ceva, stați așa, nu treceți peste mâna lui. Că n-am sunat numai prietenii, atenție, am sunat pe... cred că pe toată lumea. Eu am fost la domnul Brancu. Vin cu o cameră noastră și... să vorbim despre viitorul cronicii. Ia mai lăsați-vă pe pace, nu mă interesează. Înțelegi? Bun, nu mai pot să insist. Dacă omul nu vrea, deși putea în momentul ăsta să-și expună punctul de vedere. Îi rog pe colegii ziariști dacă vor să mă întrebe ceva despre emisiune. Cum, mergând pe ideea că va continua această emisiune, toată lumea a spus acest lucru și întâmplător, de când a început această emisiune, m-am tot gândit de ce n-ar trebui să continue. Și nu am găsit motiv. Sincer, n-am găsit nici pentru cei care sunt pro și nici pentru cei care aveau un cuvânt de spus. Cred că și Oana Zăvoran își dorește să continue această emisiune pentru că este... De fapt, mai mult mama Oanei își dorește să continue. Nu, dar este o discuție, nu? De bine, de rău, dar oricum se discută despre ea. Eu aș vrea să te întreb, dacă te hotărăști să ajungi la continuarea acestei emisiuni, cum o vezi tu?
Da, asta e o bună întrebare. Mă lași să-ți răspund săptămâna viitoare? Bineînțeles, de ce nu, dar să nu uiți nu că mi-ai promis. De ce? Pentru că în aceste ultimele zile am pregătit această emisiune și le mulțumesc colegilor mei din echipa Cronicii Cărcotașilor care s-au dus și au realizat aceste interviuri și le mulțumesc tuturor celor care au răspuns și au vrut să răspundă și le mulțumesc și celor care nu au răspuns și iată au fost numai păreri pozitive. Mi-a fost foarte greu să realizez această emisiune pentru că în dreapta mea cineva, era mereu cineva în emisiune și nu știu cum voi face de acum încolo, concluziile le vom trage împreună, că nu o să fiu singurul care o să trag concluzii după această emisiune. Îmi va fi foarte greu, dar, cum spunea cineva, pentru mine poate fi și o provocare și pentru voi poate fi și o provocare. Și poate fi o provocare și pentru telespectatorii Cronicii Cărcotașilor, adică să suporte ce va urma. Mulțumesc tuturor celor care au fost în platou. Părinte, cu dumneata aș vrea să încheiem totuși, că nu reușesc să pun punct acestei emisiuni fără o binecuvântare, să spunem. Da, eu sunt convins că Dumnezeu să vă ajute și, așa cum am spus mai înainte, aș vrea să fiți cu adevărat și cu glume, și cu ceea ce este, dar mai ales să căutați partea pozitivă a lucrurilor. Eu ce pot să-ți promit, că mă voi ruga pentru tine, pentru echipa voastră. Eu am impresia că nu este niciunul din echipa voastră care să nu fi fost la mine la biserică și de aceea îi cunosc pe toți și da. Eu... Dezbrăcatul nu prea e ușa de biserică acolo. Nu, să știți că nu venea, tocmai... Vreau să vă spun o chestie. Eu și dacă beau o bere încep să devin pozitiv și așa că... Da. Hai să punem punct în această notă. Și un îndemn colegial, Mișu, din partea mea. Cristina. Spuneam că se vede pentru că ești obosit, ești tras la față, odihnește-te o noapte, două maximum, mai dacă mult nu stăm. Și apucă-te de treabă, apucați-vă de treabă la bucă, nu? Vă mulțumesc încă o dată că ați urmărit această emisiune, vă mulțumesc că ați fost în platou sau materialele filmate și nu știu ce să vă spun, doar că ne vedem săptămâna viitoare.